보내겠습니다. O fată de doar 17 ani și-a găsit sfârșitul într-un accident rutier lângă Timișoara. Șoferul mașinii, prietenul fetei, are 19 ani și abia joi își luase permisul de conducere. La un moment dat, șoferul a pierdut controlul volanului, iar mașina s-ar fi rostogolit de câteva ori pe câmp. Cum niciunul dintre ei nu purtau centură de siguranță, atât fata de 17 ani cât și șoferul de 19 ani au fost proiectați prin parbriz. Venea un coace de la Săcălalt, am intrat înapoi la Berețel, totodată am văzut că era pe mijloc de drum. Pe mijloc de drum era o mașină cu faza lungă, dar n-am apucat, era de culoare închisă, tot am observat. Și el, săracul, nu mai apuca să iei nimica. Odată am văzut iarbă, praf și nu știu, de acolo până aici s-o dat peste cap. Și din mai încoace nu mai s-o văzut lumină, nu s-o mai văzut acolo nimic. În rest, nimica. Avea viteză mare? Nu, eram în spatele lui la vreo 20 de metri. Încă eu aveam un pic de viteză, că m-am oprit. El nu. Și aici nu știu cum am ajuns lângă mașină, el era săracul, plângea lângă fată, până am oprit-o de acolo, el nu știu cum a ajuns săracul. Abar n-am. Fata era săracă la 300 de metri de mașină. Dar cum ți se pare că a mers atât încolo, a zburat? S-a dat peste cap, s-a dat rostogola. Nu știu absolut cum, fracțiune de secundă. Accidentul s-a petrecut la ieșirea din Săcălaz. Cei doi tineri se îndreptau spre o petrecere la Berexău Mare, iar într-o curbă șoferul a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a rostogolit pe câmpul de la marginea drumului. Mama șoferului, care i-a făcut cadou mașina cu doar câteva ore înainte de accident, a venit într-un suflet la locul tragediei. Ora 1:05 minute, mă sună și zis, mama, hai cum o dea tu, care așa am avut accident. Atâta tot. Și am luat mașina cu copilul în mare și am venit în coace. El cu cine era în mașină? Cu prietena sau cu cine era? Cu o fată. O prietenă, dar nu era prietena lui, era o prietenă cunoscută și este mereu la un suc. Atâta tot, altceva nu știu nimic. El băiatul în ce stare este? Ați vorbit cu el de când ați ajuns? Da, el doare coastele și a zis că nu vrea să meargă la spital și a zis să meargă la spital că nu, e de stat așa. Da, avea de mult permisul luat sau de când îl avea? De 4 zile. Și astăzi am dat numele pe mașină, că nu a avut numele. Eu mers cu Opelul nostru și astăzi am zis să-i fac la asta să-i dau numele. Și am dat numele tot și am spus să aibă. Dar zice că nu a avut 100 ceva, zice că te-a tunut calea. Altceva nu știu nimic. V-a zis că avea 100 la oră sau? Nu, domnul de lângă, nu știu. Mașina o primise acum cadou, recent? Sau? Da. Din păcate, pentru fata de 17 ani nu s-a mai putut face nimic. La când am ajuns la fața locului, am găsit două victime. Una era conștientă, cealaltă inconștientă. Am asigurat măsurile de prim ajutor, măsuri de PSI, prevenirea stingerii incendiilor. Între timp, doamna doctor de pe ambulanță a declarat victima inconștientă, o fată decedată. A fost dificilă intervenția? A fost dificilă datorită faptului că mașina a fost distrusă în proporție de aproximativ 70%, iar accesul la baterie pentru a îndepărta pericolul de incendiu s-a făcut foarte greu, mașina având bateria în spate, în portbagaj și neavând acces înspre baterie. Persoana conștientă era în mașină? Nu. La sosirea echipajului, persoana conștientă era în afara mașinii. La fel și persoana inconștientă a fost aruncată din dinamica accidentului în afara autoturismului. Nu. Conducătorul auto a fost transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Transmit reprezentanții IPJ Timiș.